Senatorul Ion Iordache, candidatul Partidului Național Liberal la președinția Consiliului Județean Goj, are planuri mărețe pentru dezvoltarea județului. Acesta susține că închiderea mineritului și a termocentralelor va însemna un dezastru economic și social pentru județ și vrea să revigoreze activitatea companiei energetice. Primul meu loc de muncă la 18 ani, la subteran, îmi amintesc cât de greu a fost în acea perioadă și în ce condiții lucram împreună cu colegii mei. Toată ziua în cizme, praf, umiditate. Știu că atunci când venea vremea mesei, trebuia să căutăm un loc uscat unde să punem un ziar, să așezăm mâncarea pe care o aveam la noi la pachet. Nu aveam condiții nici să ne spălăm pe mâini. Atunci când scuipam praf de cărbune de la cât praf era în aer. Cunosc foarte bine condițiile în care lucrează și astăzi oamenii de la Complexul Energetic Oltenia, iar în calitate de președinte al Consiliului Județean voi face un parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, un parteneriat prin care să revigorăm compania, pentru că are un potențial foarte mare, iar compania poate să facă și alte activități decât se fac astăzi, poate să facă parteneriate foarte multe în folosul oamenilor care lucrează acolo. Vom crea locuri de muncă, nu vor trebui să plece oamenii acasă, așa cum se întâmplă sau cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea avem soluții, suntem oameni care am creat, am dezvoltat, suntem oameni determinați, așa că hai la treabă! Senatorul Ion Iordache s-a arătat în nenumărate rânduri nemulțumită de conducerea companiei, despre care spune că nu o interesează soarta entității energetice.